Faceplant, line-up-ul, demo, chitară. Ce zi avea, Fabio? Nicola, voce. Garo la bas. Am început în 2009 la inițiativa lui Dorm. El a făcut rost de o sală întreagă. Am primit o ofertă de la Casa Studenților de sală și știam, am mai cântat cu Soso. Știam că el cântă la chitară și vrea să cânte la bas. Și el chitară. Și inițial am avut probleme cu topar. I-am sunat și ne-am întâlnit. Prima chestie a durat 6 luni până am organizat primul concert. Da, mai am avut și alți tobani, în afară de... It was a drummer problem. Da, o să vezi oricum. Printre multe alte trupe și noi suntem în probleme cu tobarii de lung de timp. Da, acum suntem stabili de mult timp. Da, cu ce să cântăm de cât timp cântăm? Aproape 2 ani. Un an și... A fost o perioadă în care am schimbat, cred că 5 tobari. În septembrie se fac 2 ani. 5 tobari în vreo 6 luni, ceva de genul, am schimbat. Foarte nasol, trebuie să luăm de la zero de fiecare dată schimb un tobar. Iar încep să îi zici piesele, să le explici. Practic recompuneam toate piesele. Și da, într-un final am ajuns la Cezar, el cânta cu alte trupe înainte, ceva simfonic, mă rog. Gotic, de acolo. În fine. Și am venit, zicea el vrea să bată ceva mai agresiv, să fie mai pedală dublă. Și da, noi am zis că bă, la noi pedală dublă 70%. Eu zicem 90%, dar mă rog. Și da, l-am luat, am jamuit un pic cu el, a fost ok. Dar era un pic neexperimentat, ca să zic, în genul ăsta de metal mai extrem. Da. Tempo mare. Da, am repetat, a ieșit bine și cel mai stabil, cel mai ok tobar ce am avut acum. Proces colectiv, când vine vorba de muzică, instrumentalul, vine careva cu o idee. De obicei, el vine cu o temă la care umblăm toți. Da, da, și Garo, ce începe. Ne place, da, bă, e bun. Fuleba, da, fale. De obicei, nu e o regulă, dar... Dar e un proces aleator, adică... Toți avem idei. În mare colectiv, da. Ai zis că ai trecut de la chitară la bas. Da, am studiat, înainte studiam chitară clasică, am studiat chitară clasică 4 ani. Vreau să dau la conservator, tot acum, în fine, n-am mai fost să fie. Și am auzit că băieții vor să-și facă trupă și aveam nevoie de basist, tehnica la bas, similară cu tehnica la chitară clasică, am zis că ce pula mea, hai să încercăm și mi-am cumpărat bas. Practic, eu n-am mai cântat la bas înainte să cânt cu ei. Și chiar mi-am cumpărat primul bas ca să cânt cu ei la bas. Și na, așa a început toată treaba. Voi doi echipări 7 corzi. De ce? Inițial am avut cu 6, dar aveam multe idei de acordaj în drop. Trebuia să acordez de fiecare dată alte poziții și am zis că mai bine încerc direct 7 corzi.
până la urmă m-am obișnuit. Am crezut că te obișnuiești mai greu, de-aia n-am început cu 7. Dar în 2 săptămâni, dacă repeți, te obișnuiești cu 7 corzi și sună net superior pentru metale, 7 corzi. De ce tome? Because... Pentru că eram cel, era The Ultimate Massive Choir, pentru mine cel puțin. Da, sau are justificarea. Are o condiție psihică care îi impune să bată la tot, pentru că le poți să facă altceva. Pentru tine e o metodă de a refula. Da, e așa în starea lui naturală. Dacă îl pui să stea liniștit 2 minute, nu? Trebuie să se miște, să facă, să bată ceva. E ce trebuie, așa trebuie să fie un domn. Mare eu. Doru. El e business manager. Eu mai organizez concerte, sun sau iau legătura cu cine organizează concertul în general. Da, avem un repertoriu puțin mai mare, avem cât 10 piese în total. Și acum lucrăm la un album, basically. Primul album, de fapt, cu muzica care ne-am dorit tot timpul să cântăm. Până acum a fost așa un proces de a evolua de la ce putem face și la ce vrem să facem. Și am ajuns într-un punct în care începem să putem face ce vrem să facem. Și acum, basically, vrem să înregistrăm un album. Aveți un album care vă definește. Exact. Wow. Cel mai fain mod de a-ți petrece timpul, vii la sală cu prietenii, bei o bere, faci muzică, un concert din când în când. Aia e povestea fiecare dintre noi, eram tineri metaliști, 16-17 ani, ascultam chestia cele mai brutale, cele mai agresive și ne lăudam și cele mai multe. Noi poate toți ne știm din liceu, de început liceului. În fine, și am apucat să cântăm la un foarte mult instrument. Trebuie să tai. În fine, și ca tineri metaliști, evident că visul tău e să fii într-o formație de metal, să fii pe scenă, să transmiți niște coaie. Și pentru mine personal e să vin la repetiții, să cânt cu băieții ăștia, e practic locul în care mă simt eu acasă cel mai mult. Lucrez, da, ca fiecare dintre noi, probabil, duc o viață dublă, în sensul că trebuie să lucrez, am un job ca să mă întrețin și să întrețin stilul de viață și mai departe, dar când vin aici, ia ceva. Deci, din nou, adolescent, îi dau cântăm. Coaie. Da, și să ai posibilitatea să-ți pui în aplicare ideile, să ai o idee de piesă. Practic, când cântăm, orice piesă de noastră e ceea ce am dorit noi să auzim în orice piesă, de fapt. Și vii cu o idee și îți imaginezi, ai o chestie în cap și vii aici și împreună cu încă 4 oameni îți vine ideea la viață, știi? E cea mai satisfăcătoare chestie, pentru mine cel puțin. Exact chestia asta, să ai o idee, să poți să o împărtășești cu ăștia și după aia să o auzi, știi, să o auzi, practic, să auzi ideea ta, cum ia viață. Da, sau ai partea unei idei și vine ceva cu o parte și vezi, da, cum mai se singuie, mai mult de atâta. E foarte nice. Pur și simplu arunci o sămânță acolo și vezi cum crește. Vii cu o idee, de exemplu, și fiecare adaugă și evoluează la ceva mult mai pizdos decât ai gândit tu inițial. Asta e mișto la o trupă sau să cânti într-o formație în care procesul de a compune colectiv. Că niciodată nu, de exemplu, dacă ai o idee de piesă, nu e aceeași. Produsul final nu e același cu ce ai avut la început, de obicei e ceva mai bun, ca mai film. Și asta e foarte pizdos pentru mine. Mie îmi place să cânt la chitară. În primul rând. În al doilea rând am mult timp liber, n-am job momentan, ceea ce nu e nici rău, nici bine, neapărat. Dar, în principiu, îmi place să cânt la chitară. Și îmi place cum sună și pot să mă exprim prin chestia asta altfel. Mai ales în trupă, că nu singur, de-aia nu cânt singur, că e mai bine cu mai mulți. Facem împreună ce facem, știi?
și, mai, și mai încurajator, de exemplu. Nu faci o chestie, bă, nu știu, mie îmi place, dar poate e ceva și toată lumea ascultă, sau nu știu, păreri împărțite, dar când cânti cu mai mulți, e mai, nu știu, încurajator oarecum. Da, e mișto că ne ajutăm unul pe altul să creștem. Se poate trăi de muzică, bineînțeles, dar nu din genul ăsta de muzică. Aproape imposibil, nu, n-ai cum, n-ai cum. Ca să asculti muzică nu trebuie acasă. Să dai bani, asta e părerea mea. Ca să auzi live, da, ca să auzi live... Nu, concertele, concertele e altă treabă, dar... Deci, trupul ar trebui să-și câștige existența din cântat live. Exact. În principiu. Nu din vânzări de albume, pentru că, părerea mea, odată ce ai făcut o bucată de muzică și ai cântat-o și acolo, în eter, nu mai e proprietatea ta. Nu e a ta. Tu ai făcut o chestie, ți-ai exprimat un sentiment, și ai, practic ai transmis-o acolo, aia nu mai e proprietatea ta. Ca să te cunoască trebuie să fie, adică e artă, dracul, e artă, nu trebuie să fie pe bani. Arta e pentru toată lumea, trebuie să o vadă toată lumea. Dacă o apreciezi, atunci vii, dai bani la concert și așa. Pantera Metallica, primul loc. Mandel, Machine Head, Down. Alice in Chains, mai de mult. Chestii massive, you know? Cu Chimaira. Și Gojira. Gojira, am zis massive, Gojira. Good stuff. Death metal. Old school death metal. Grindcore. Crowbar. Până la Sepultura. Slayer, toate. Toate din genul cu thrash metal și, și death. Mai nou foarte mult Carcass și Cannibal. Da, eu sunt mare fan death metal și death metal progresiv, special. Sunt fan Cannibal Corpse, sunt fan Pantera groove metal, iar preferatul meu, Pantera, cred că e trupa mea preferată. Gojira, mai nou. Gojira e trupa care am descoperit-o recent și sună ca nimic altceva ce am ascultat până acum. Ceva incredibil de masiv și de frumos și de brutal în același timp. Sepultura, Metallica, clar, clasic, am copilărit cu Metallica. Din țară aș numi White Walls. White Walls, da. White Walls, cred că cea mai bună trupă din ultimul jur, care am ascultat eu ca muzică, niște instrumentiști. Incredibil. Mai sunt trupe, mie îmi plac Cap de Craniu, nu știu dacă am zis. Nu știu cum să-i descriu, Death Grind, Death Grind, din București. Foarte mișto, foarte mișto. O trupă veche, care apărea și la, la întâlnirea de la miezul nopții, prin 93-94, se numea Legion. Ceva Lamb of God-like, frumos. Nu știu, Lamb of God, da, de Lamb of God. Anyway, da, pe filmul lor. Și nu știu cum mai activează acum, cred că mai am văzut acum vreun an la Arad. Really nice, tight performance. De ce? Nu știu, metalul în general e o muzică pentru outcasts, știi, pentru oameni care nu se integrează neapărat foarte bine în mediul lor social, oameni care au frustrări, care sunt nervoși pe anumite aspecte ale vieții lor. Și, na, nu știu, vorbesc pentru mine acum, nu știu dacă e o chestie generală, dar eu când eram în liceu, evident că mă simțeam diferit puțin. Nu aveam alte preocupări, nu neapărat. Că erai diferit. Eram diferit, nu, e ciudat, mă rog.